De dimineață fetele s-au adunat la bucătărie pentru a mai sta de vorbă și o întrebau pe Sabrina cum a fost aseară, dacă a fost frumos, dacă i-a fost frig. Ea a spus că a fost puțin frig, dar a fost foarte frumos. Maria zicea că ea nu ar putea să organizeze așa ceva pentru că nu are creativitate și nu i-ar ieși atât de frumos. Nu ar ști ce să facă. Iar Cătălina spunea că și ea vrea să facă ceva inedit, dar nu are idei. Și le cerea fetelor niște sfaturi cum să organizeze aniversarea ei de 2 luni. A întrebat-o Maria când are și i-a spus că pe 14 mai are ceva timp Cătălina la dispoziție să se gândească. Iar Maria a spus că ea oricum nu are creativitate, dar depinde și de ce dispune, ce fel de aranjamente, ca să poată să-și facă o idee cum să organizeze și Cătălina. Concurenții au început să se întreacă pe ei cu fiecare aniversare, au început să fie din ce în ce mai frumoase și inedite. Și e normal ca toți să dorească pe viitor să facă ceva și mai și.